Străinul. E noapte rece, vântul bate cu șuieratului prea lung și din ecouri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fiu acasă, să știu că am destul câștig, să nu mă chinuie nici foamea, nici să nu rape drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, că nici nu știu să-i mulțumesc, cum n-aș primi să știu că vine să fie oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe gine cade tropeala ca zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar, e cineva pe drum. Mă uit la oră, e târzie, numai tâlharii umblă acum. Răsună iarăși o bătaie și încă alte două, trei, îi strig atunci, cine e acolo? E cam târziu, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat, umblat am cale lungă, astăzi sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru? Să-mi pas cu mine până la zi. Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și în rugăciun te pomeni. Primește-mă doar până mâine, cam înainte un drum lung. N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai și foamea să-mi alung. Mă strecuram lângă fereastră, salvă prin geamul aburit. Era urât și plin de zdrențe, era murdar și obosit. Nu cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Și dorm pe jos, pe o rogăjună, doar milă în rogul te să ai. Gândit-o m-am o clipă lungă, străine, du-te mai departe, aici nu-i han de găzduit. Ce n-ai gândit mai dinainte, unde ai să dorm, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați la poartă, e prea târziu să-mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-a îndepărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând, dar am avut în noaptea aceea un vis ce nu mai uit nici când. Parcă din orul de lumină, Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credea că îmi va vorbi de mine, va lăuda tot ce am muncit și triscul lacrimi mi-a grăit. Prietene, am vrut azi noapte să noptez în casa ta, am vrut din pâinea ta la cină să iau un colț ca partea mea. Și mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat și m-ai lăsat în frică afară să plec flămând și întristat. Căsuța ta nu era mică, să încap și eu să dorm în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi până ce norul l-a luat. Am înțeles că el fusese priveagul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-am reprezit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să strig. Dar vai de mult plecase omul în întunericul pustiu. Doar vântul îmi spunea din ramuri că mă trezisem prea târziu.